În vremea aceea, căpetenile preoților și farisei au adunat sobor asupra lui Isus și au grăit ce este de făcut, pentru că omul acesta săvârșește multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în trânsul și vor veni romanii și ne vor lua țara și poporul nostru. Iar unul dintre dânsii, Caiafa, care era arhiereu în anul acela, a zis către ei: voi nu vă pricepeți la nimic, nici nu cumpăniți cu mintea, că e mai de folos să moară un om pentru popor decât tot neamul să piară. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci arhiereu fiind al anului aceluia, a prorocit că Iisus avea să moară pentru că neamul lor, și nu numai pentru neamul lor, ci și ca să-i adune la un loc pe Fiul lui Dumnezeu cei risipit. Deci din ziua aceea s-au hotărât ca să-l moare, de aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo într-un loc aproape de pustie, într-un oraș numit Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii săi. Și erau aproape Paștele iudeilor și mulți din țară au venit sus în Ierusalim mai înainte de Paști ca să se curățească. Deci căutau pe Iisus și pe când stăteau în templu, vorbeau între ei: ce credeți oare, că nu va veni la prasnic? Iar mai mari preoților și farisei poruncă dăduseră că de va ști cineva unde este, să-i vestească ca să-l prindă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a mia. Iubiți credincioși, suntem în zi de luni, în săptămâna a șasea după Paști. Și îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos în luptă afrigă cu cei care ar trebui să-L iubească. Pentru că El ar fi trebuit să fie iubit cel mai mult și cel mai mult de cei care ar fi trebuit să-L cunoască cel mai mult. Pentru că iubirea este mână în mână cu cunoașterea cea adevărată. Și ar trebui să-L cunoască cel mai mult cei care erau cunoscători ai legii, ai învățăturii, a prorociilor, care înțelegeau sensul duhovnicesc a fiecărui lucru care se întâmpla în templu. Ce rost avea fiecare jertfă și toată rânduiala de la templu. Și aceștia nu erau alții decât arhiereii, cărturarii, învățătorii de lege, farisei, toți cei care în numele Domnului se afișau în continuu în fața poporului ca iubitor de Dumnezeu și de popor și în continuu le vorbeau despre piatra cea din capul unghiului care va uni și stânga și dreapta și Vechiul Testament și Noul Testament. Piatra cea din capul unghiului care nu era altcineva decât Mesia, unsul Domnului, pe care ei l-așteptau de viacuri și trebuiau să-L primească cu smerenie, cu credință, cu supunere și cu dragoste. Fiul și cuvântul Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. Bunul păstor a lăsat cele 99 de oi și a plecat pe pământ, a luat firea omenească și a căutat oaia cea rătăcită, adică pe om. Oaia rătăcită de la lumină, de la adevăr, de la cale și de la iubirea lui Dumnezeu. Și ce făcea blândul păstor de dimineața și până seara? Nu făcea altceva decât să se îngrijească, să caute oaia cea rătăcită. Să știe pe fiecare oaie după numele ei, să o găsească, să o adune, să o adune în staul, să o îngrijească, să o adapte, să-i poarte de grijă. Și mergea Mântuitorul și în templu și în sinagogă și prin mijlocul poporului și în casă de om. Mergea și la bogați, mergea și la săraci, mergea și la varme și la desprânate și la samarineni și peste tot, căutând
să vindece, să tămăduiască, să liniștească suflete, să adune poporul, să unească poporul. Și pentru acest lucru, predicare de dimineața și până seara, o lucrare ostenitoare, care dura de multe ori ore în șir, până când poporul înfometa și le făcea și minuni, ca poporul, minunându-se de minuni, să înțeleagă că acesta nu este un om oarecare și nici măcar un proroc din ceilalți, ci este Fiul lui Dumnezeu, Hristos, Mântuitorul Lumii. Și a început să se ducă vestea, și au început să cunoască, și au început să se adune în jurul Mântuitorului și a apostolilor, și poporul creștea în credință, se întărea în credință și îl urma pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că mulțimile mergeau după dânsul. Se îngrijea Hristos de dimineața și până seara de popor. Dar iată că deodată, tot pentru grija poporului, în aparență, tot pentru dragostea de om, în aparență, s-au adunat cine? În vremea aceea, căpetenile preoților, adică arhierei, preoții, fariseii, s-au adunat în sobor, în sinod. S-au adunat în sobor arhieresc, iubiți credincioși, asupra lui Iisus și au grăit ce este de făcut pentru că omul acesta săvârșește multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în trânsul și vor veni romanii și noi vor lua țara și poporul nostru. Ce cuvinte, iubiți credincioși, care ne pun nouă pe gânduri? Cum adică? Dacă acest om adună poporul, îl tămăduiește, îl vindecă, face minuni, poporul crede, se schimbă, se lasă de păcate, se convertește. Ce legătură are asta cu romanii care ar veni asupra noastră? Pentru că el adună poporul. Este aici un mecanism, iubiți credincioși. Pentru că veriga aceea care ar trebui să lumineze poporul și să o povățuiască, de fapt era veriga care a trădat poporul și încerca să-L omoare pe Hristos, adică adevărul. Romanii vroiau să cucerească întreaga lume. Au ajuns și în ținutul acesta al iudeilor. Aceștia aveau și ei regele lor, un conducător local. Acesta s-a supus și au devenit și ei colonie, cum se întâmplă și ziua de astăzi cu țara noastră și cu multe altele, când noua ordine mondială se folosește de forma și de conducătorul fiecărui popor și transformă în colonie. Îi lasă omului steagul la primărie, dar îi pune și steagul Uniunii Europene ca să se vadă clar cine este stăpânul. Și aceștia încep să devină falși, fățarnici, să-și pună măști. O mască în fața poporului și o mască în fața mai marilor lumii. Acestora, adică romanilor, le promiteau stați fără nici o frământare. Stați liniștiți. Noi, ca reprezentanți ai poporului, o să transmitem ce vreți voi și o să spunem poporului să stea cu minți în ascultare, în obediență și voi să ne țineți pe noi pe scaune. Pe scaunele lumești și pe scaunele arhierești. Pentru că între Irod, conducătorul lumesc al țării. Și conducătorii religioși erau o simbioză pentru că erau pătruși de aceeași patim. Aceleași patim care erau dorința de avere, dorința de putere, dorința de slavă deșartă, dorința care înseamnă iubire de bani, iubiți credincioși, iubire de arginți, desfrânarea și toate celelalte erau una cu alta, mână în mână și acestora le convenea. Le convenea culcușul acesta, pentru că ei trăiau bine, poporul era ținut în prostie, ceilalți de afară își făceau treaba și fiecare la rândul lui era mulțumit. Dar a venit unul ca să le zice celor socotelile. Dar n-a venit în forma în care ei se așteptau. N-a venit cu sabia, că știau ei cum să lucreze. N-a făcut o revoluție lumească, a făcut o revoluție duhovnicească interioară. Nu și-a adunat oșteni, ci 12 apostoli simpli și neputincioși.
nu și-au adunat iubiți credincioși Mântuitorul în jurul lui mulțime în forță și și-a adunat mulțime în smerenie și în credință. Și dacă se luptau în planul fizic, aceia nu se temeau. Când a luptat în plan spiritual, au început să se cutremure, pentru că forța duhovnicească este mai puternică decât forța lumească. Și Hristos își făcea treaba, de dimineața și până seara predica cuvântul Evangheliei, lucra la sufletul omului și ridica conștiințe. Ridicând conștiințe, acestea se uneau, devenind uniți oamenii, se căpătau o forță și o putere de care se temea cezarul. Și ce ne facem noi cu omul acesta? Pentru că poporul îl ascultă și începe să miște masele și masele se trezesc și când masele se trezesc încep să se dezmeticească din ceața pe care au pus-o asupra ochilor lor și la un moment dat o să-și pună întrebarea. Oare nu cumva cei care ne conduc și din perspectivă spirituală și din perspectivă lumească sunt niște falși, sunt niște trădători, sunt niște cocoți de topor, sunt niște impostori, nu iubesc poporul, nu iubesc țara, nu iubesc neamul, se gândesc numai la ei și la familiile lor. Dacă se trezește poporul și se unește și începe să vadă, acesta nu este bun. Avem de luat o decizie și pentru aceasta ne adunăm într-un sinod în Hărest și acolo în sinod vom sacrifica adevărul în numele adevărului, îl vom omorâ pe Dumnezeu în numele lui Dumnezeu, vom sacrifica poporul în numele iubirii de neam, de patrie și de popor, le vom lua libertatea în numele libertății, le vom lua toate drepturile în numele drepturilor, le vom lua toate cele bune în numele protecției. Cine are urechi de auzit să audă. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în trânsul și își vor reveni romanii și ne vor lua țara și poporul nostru. Ce frământare aveau ei că le va lua țara și poporul. Ei care vânduse de țară, ei care prostiseră poporul, ei care îi țineau în obediență pe toți cei din vremea aceea și îi puneau să respecte legea dintr-o perspectivă formalistă și era groază unuia să spună ceva în sinagogă sau în templu, chiar și să spună că fiul lor a fost orb și uite că l-a vindecat și a fost minune, era groază pentru că erau amenințați că vor fi scoși afară din templu, din sinagogă, din toate cele ale bisericii. Și poporul tăcea și era supus, și era sărac, și era sleit, dar baronii locali, cozile de topor, tranșau lucrurile cu mare forță ca nu cumva să se trezească vreunul. Iar unul dintre dânsii, Caiafa, care era arhiereu în anul acela, a zis către ei, voi nu vă pricepeți la nimic, nici nu cumpăniți cu mintea că e mai de folos să moară un om pentru popor decât tot neamul nostru să piardă. Oricum a pierit tot neamul vostru în clipa în care voi ați strigat ca niște nebuni și ca niște îndrăciți sângele dreptului acesta asupra copiilor și copiilor noștri. În clipa aceea s-au blestemat, s-a împrăștiat neamul, s-au dus în toată țara și în toată lumea și s-a făcut praf. Pentru că au sacrificat pe Dumnezeu și ei, de fapt, s-au făcut una cu pământul. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci arhiereu fiind al anului aceluia, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neamul lor și nu numai pentru neamul lor, ci ca să-i adune la un loc pe Fiul lui Dumnezeu cei risipiți. N-a zis-o de la sine, iubiți credincioși. Uitați cum bunul Dumnezeu vorbește și printr-un arhiereu. Bunul Dumnezeu poate să vorbească și printr-un arhiereu năimit și trădător și printr-un preot laș și apostat. Bunul Dumnezeu vorbea prin slujitorul lui pentru popor pentru că a putut să se prorocească prin el. Vedeți cum face bunul Dumnezeu prin toate cele contrarii, lucrează ca să facă binele pentru cei care îl caută sincer pe Dumnezeu. Deci în ziua aceea s-au hotărât ca să-L omoare. În ziua aceea au hotărât ei să-L omoare pe Iisus Hristos, Mesia unsul, așteptatul de ei, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți de unde a plecat gândul pentru crimă? Vedeți de unde a plecat, iubiți credincioși, viclenia și răutatea? Nu de la romani,
nu de la conducătorii politici, ci trădarea aceea din interior, din sinodul lor tâlhăresc, că nu le convenea că le strica regulile lor omenești, care erau puse în numele legii lui Dumnezeu, aceștia au hotărât să-L omoare pe Dumnezeu. Au început să-L omoare pe Dumnezeu, iubiți credincioși, și de acolo să spună, noi avem lege și după legea noastră El trebuie să moară, dar noi nu avem cum să-L omorâm. De aceea ți-L predăm ție, Cezarule, ca tu după legea ta să cauți argumente din perspectiva legii lumești ca să-L omori pe Dumnezeu. Vedeți cum se repetă povestea ziua de astăzi? Noi avem canoane. Noi trebuie să respectăm dogmele și canoanele. Noi nu avem voie să le încălcăm. De aceea aruncăm omeara din sinod cu lingurița. Noi am aruncat-o din sinod. Voi ați preluat momeala, s-ați început voi cu legea voastră lumească să aruncați cuvenit asupra modului de împărtășire a poporului. Noi o să tăcem, că noi nu avem voie să-L omorâm. Dar după legea noastră trebuie să moară, după legea noastră perversă, care o punem noi, nu după legea lui Dumnezeu, iar voi atacați-L acolo romanilor, adică conducătorul lumești, să-L omorâți pe Dumnezeu, să-L scoateți pe Dumnezeu din casa Lui, din templul Lui, din legea Lui, din mijlocul poporului Lui, din altarul Lui, din potirul Lui, să-L scoateți pe Dumnezeu și să-L omorâți. Cum? În mod viclean, prin apostazie, prin sinoade tâlhărești, cum a fost cel din Creta, prin amestecarea potirului comun, când se vor sluji în comun ortodoxi, papistași, protestanți, neoprotestanți și toți rătăciții și în felul acesta voi vreți să-L omorâți pe Dumnezeu în numele protecției poporului, în numele apărării neamului și a țării, în numele binelui voi distrugeți pe bunul, voi vreți să-L omorâți pe bunul Dumnezeu. Vedeți cum dracul este bătrân, iubiți credincioși? De aceea când mai face unul câte o cruce așa și nu o face corect în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și nu o face clar, mai răspunde câteodată, fă-mă-i crucea mare pe dracul bătrân. Și e bătrân nu de pe timpul lor, ci de mii și mii de ani, de la început, când l-a creat Dumnezeu, nu-i din veșnicie El, și are atâta viclenie cum noi nu ne putem închipui. De aceea singura variantă, iubiți credincioși, este ca noi să ne centrăm în adevăr și să stăm în adevăr, ca adevărul să ne apere pe noi, nu să ducem noi o luptă cu răul, pentru că vom lua chipul răului. În timp ce stăm în adevăr, mai șfichiuim, mai lovim, mai pedepsim, mai ne apărăm, dar stăm în adevăr pentru că adevărul este cel care trebuie să ne apere pe noi. Nu ieșim din centru, pentru că în clipa în care ieși din centru, te-ai descentrat și ți s-a găsit orice punct de dezechilibru de care te apucă. De aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, văzând nebunia lor, nu își mai pierde timpul cu ei, Iisus nu mai umbla pe față printre iudei. Poate a vrut să zică într-un fel, va veni vremea când și voi veți intra în catacombe, pentru că pe față nu mai puteți umbla cu Dumnezeu. Ci a plecat de acolo într-un loc aproape de pustie, într-un oraș numit Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii săi. A rămas cu ucenicii săi. Și erau aproape Paștele iudeilor și mulți din țară au venit sus în Ierusalim, mai înainte de Paști, ca să se curățească. Deci căutau pe Iisus și pe când stăteau ei în templu, vorbeau între ei. Credeți oare că nu va veni la praznic? Știți cum era treaba asta, iubiți credincioși? Ei erau la praznic. Erau în stare de bine. Erau într-o bună stare, să zic așa. Erau acolo într-o bucurie, în aparență sufletească și într-o prosperitate trupească, pentru că la orice praznic sunt bunătăți și sunt de toate. Și acolo ei, în loc să slăvească pe Dumnezeu, avea o frământare. Oare va veni El la praznic? Știți cum vine treaba asta? Este ca și cum ai pregăti o masă mare, totuși bine, ești odihnit, ai mâncat, ai băut, îți este tihnă, iar învățătorul este obosit de atâta umblat căutând oaia rătăcită, îl inviți la praznic și îl aștepți acolo ca să îl căsăpești. Asta a pățit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Era așteptat la praznic în casa Lui ca să fie căsăpit de ai Lui. Iar mai mari preoților și fariseilor
Poruncă dăduseră că de va ști cineva unde este să-i vestească ca să-l prindă. De va ști cineva unde este, de aceea Mântuitorul că în taină. Nu spunea nici măcar ucenicilor toate ale inimii lor, ale inimii lui. Uneori îi lua pe alții deoparte, alteori îi lua pe alții. Când mergea la schimbarea la față, l-a luat pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și a lăsat pe ceilalți nouă în vale. Era doar cu trei. Era cu un sfert din cei 12. Iar cei 12 se luptau în vale, dar pe muntele Taborului Mântuitorul și cu cei 3 se rugau pentru ei ca să nu cadă sub stăpânirea satanei și a diavolului. Și Mântuitorul Iisus Hristos lucra tainic. De aceea s-a retras și acum cu ucenicii săi să lucreze tainic. Și când apărea, când despărea, când intra în mijlocul poporului, când se retrăgea în pustie, pentru că avea o lucrare cu forțele întunericului, iubiți credincioși. Dar, chiar dacă era cu trei și cu nouă, îi aduna pe partea cealaltă pe toți, când considera el și știa el și toți trebuia să stea în ascultare de cuvântul lui, pentru că el vedea dincolo de toate aceste etape ca să-i adune în punctul important, când trebuia să stea toți adunați în cincizecime ca să se pogoare Duhul Sfânt pentru ei. De va ști cineva unde este, să-i vestească ca să-l prindă. Așa se face și în ziua de astăzi. Se trimit iscoade, se trimit momente, se caută informațiile, întreabă pe unul mai aproape, întreabă pe unul de altă, ce știi tu despre învățătorul? Ce a mai făcut învățătorul? Cum o să se mai comporte învățătorul? Și tot iscodesc și iscodesc ca să-l prindă. Dar Hristos, fiind cu Tatăl și cu Duhul, fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat, El le cunoștea pe toate și lăsa la nebunia lor, pentru că scopul nu era o luptă cu sistemul, nu era o luptă cu romanii, nu era un interes de a ajunge El mai marele sinagogii sau a templului, El fiind însuși Dumnezeu. N-avea un gând de mărire, ci avea un singur gând să facă voia lui Dumnezeu, să slujească poporul, să adune poporul, să-i vindece, să-i tămăduiască pentru împărăția cerurilor. De aceea, iubiți credincioși, din Sfânta Evanghelie de astăzi, noi trebuie să înțelegem aceste mecanisme ale luptei interioare și exterioare, că trebuie să plecăm de la interior la exterior. Trebuie să plecăm, să ne adunăm cu toți în Sfânta Biserică, să fim cât mai mulți, cât mai smeriți, cât mai rugători, să fim cu miile și miile în jurul Bisericii și doar în clipa aceea se vor cutremura toți și de la centrul țării care vor să pună stăpânire pe neam și de la centrul lumii acestea se vor cutremura toți dacă noi ne vom aduna în jurul lui Hristos cu miile. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne apere nouă țara, neamul, credința, biserica, să ne dea curajul mărturisirii să spunem ce avem de spus și să rămânem uniți în credința lui Hristos până la capăt. Amin.